Salut, sunt Silviu și azi o să discutăm despre problemele mașinilor electrice și în cât timp se vor rezolva ele. În principiu avem trei mari probleme ale mașinilor electrice. Prețul ridicat, autonomia redusă și infrastructura de încărcare destul de săracă. Înainte de a trece prin ele însă, cred că trebuie să fim conștienți încă de la început că trecerea la mașini electrice nu se va face brusc. Parcul auto din România are undeva până în 9 milioane de mașini și chiar și într-un caz mega optimist, nu vom avea mașini electrice peste tot, peste noapte. Ca să faceți o idee asupra proporției mașinilor electrice și evoluția ei, afișez aici un grafic estimativ, destul de simplist, dar suficient cât să prindeți ideea. La o medie de vârstă a parcului auto de vreo 16 ani, înseamnă că jumătate din mașini sunt chiar mai vechi de 16 ani. Deci chiar dacă ajungem în 10 ani ca majoritatea mașinilor noi vândute să fie electrice, marea majoritate a parcului auto încă va fi compusă din mașini termice. Se vând 120.000 de mașini noi în România pe an. În 10 ani abia se vor vinde maxim 1,2 milioane de mașini electrice, dacă vom începe să vinem doar mașini electrice de azi. Față de 9 milioane e ceva diferență. Ca jumătate din parc să ajungă să fie electric, ai avea nevoie de 16 ani în care se cumpere doar mașini electrice, inclusiv second hand, ceea ce evident nu va fi cazul. Dar am zis totuși să fiu optimist. Acum, să trecem la cele trei probleme. Prețul. În momentul de față, eu cred că e problema cea mai importantă pe termen scurt. Prea mare prețul mașinilor electrice. Și s-a văzut cum am avut un Spring la un preț decent de 8.000 de euro, preț de achiziție, nu de vânzare, pentru că mașina e de fapt 19.000. Vânzările au explodat. Chiar și cu toate bubele pe care le are mașina. Din păcate, deși prețurile bateriilor au tot scăzut chiar de aproape 10 ori în ultimii 10 ani, producătorii încă țin mașini electrice destul de scumpe. Mai ales în Europa, unde subvențiile de la stat țin prețul artificial oarecum sus. Bareno chiar se laudă că face profit cu zoie. Eu cred că dacă subvențiile ar dispărea, cel puțin jumătate din subvenții ar fi acoperită de reducerile apărute dintr-o dată la mașinile electrice. Din păcate, producătorii încă mai călăresc valul argumentului baterii scumpe, tehnologie nouă scumpă și nu prea umblă la preț. Însă, pe măsură ce concurența crește, mai ales după ce vin și mașinile chinezești prin Europa, eu cred că vom vedea prețuri tot mai bune. În vreo 5 ani o să avem câte 4, 5, 6, 7 modele de ales din fiecare categorie de mașină și atunci prețurile vor scădea destul de mult. Dar nu vor ajunge la nivelul mașinilor termice. Avem inflație, producătorii vor prefera să mențină o marjă de profit mai mare și în vreo 5 ani încă vom fi în plin avânt al mașinilor electrice. În ceea ce privește însă prețurile la second hand, mă aștept ca o creștere mare a cererii pentru mașinile electrice să țină sus prețurile la second hand al mașinilor electrice. Deci amatorii de echivalent electric Passat TDI la 8.000 de euro cred că vor avea de așteptat mult și bine de acum încolo. 10-15 ani, dacă nu mai bine, o Tesla 3 nici peste 15 ani nu cred că se va vinde la 20% din valoarea ei de nou. În schimb, multe termice vor avea prețuri mai mici. Deci amatorii de second hand-uri se vor bucura, vor avea mult timp de acum încolo mașini interesante la dispoziție, dacă legislația nu le va pune bețe în roate între timp. Pe scurt însă, cred că în 5 ani vom avea multe modele în orice categorie, la prețuri relativ ok, cu 10-20% mai mari decât termicile echivalente, dar cu un cost de ownership mai mic pentru cei care caută mașini noi. Și zic asta chiar luând în considerare faptul că e posibil ca subvențiile să se diminueze sau să dispară. Deja în China, ăsta e ultimul an în care se vor mai acorda. Pentru amatorii de SH, așteptarea va fi mai lungă, din păcate. Autonomia. A doua problemă. Considerată de mulți principalul obstacol în a cumpăra o mașină electrică. Aici două probleme sunt, de fapt, autonomia efectivă și percepția ei. Autonomia mașinilor electrice a tot crescut de la an la an, semnificativ în anumite cazuri. Bateriile s-au dezvoltat și ele tot mai mult, mai performante. Mașinile de oraș încep să aibă autonomie deja suficientă. Un Spring are autonomie suficientă deja pentru 99% din oamenii care folosesc mașina în regim urban. Multe mașini mai mari de drum lung încep să aibă și ele autonomii decente. Tesla 3, cea mai ieftină variantă, are autonomie oficială de vreo 510 km în versiunea cu jante pe 18 inch. Evident, niște valori ideale.
Mercedes a prezentat de curând un concept absolut superb cu autonomie de peste 1000 de kilometri. Chinezii de la NIO au venit cu o mașină de serie cu autonomie de peste 1000 de kilometri. Peste 5 ani probabil că vom avea mașini cu autonomie oficială mai mare cu 50-70% decât cele actuale, dar care în realitate vor face practic cât autonomia declarată acum. Deci autonomia reală de 500 de kilometri pe autostradă chiar și iarna nu mai pare așa puțin, nu? E bine, și cuvântul cheie e pare. Și ajungem la partea de percepție. Și mai exact, percepția oamenilor asupra modului în care își folosesc mașina. Am văzut de foarte multe ori adus argumentul următor. Păi eu îmi pun motorină la tractor în 5 minute și merg 1200 de kilometri fără să opresc. Nu am timp eu să stau să încarc mașina electrică. Citisem de curând o statistică. În Germania plină de autostrăzi, persoana fizică face în medie în jur de 16.000 de kilometri pe an. În România, cu drumurile pe care le avem, eu aș zice că în medie nu trecem de 12.000 de kilometri, dacă nu mai puțin. Eu am făcut cu Zoe în România, mai puțin, sau un puțin peste un an, 26.000 de kilometri, deci cam dublu față de medie. De câte ori am avut nevoie să merg 1200 de kilometri fără să opresc? Niciodată. De fapt, am observat următorul lucru. 90% din timp nu ai nevoie să oprești special pentru încărcat. Pentru că poți încărca acasă, sau la mall când te duci la sală, sau la cumpărături, sau la destinație când ajungi. În tranzit, am avut nevoie să încarc de vreo 10 ori maxim. Deci vreo 5-6 ore adunate cap la cap. La Meganul GPL, în același număr de kilometri, aș fi petrecut mai mult de atât în benzinărie. Dar la electrică, alea 5-6 ore sunt totuși timp în care am putut să fac și altceva. De exemplu, să mă duc să mănânc sau să schimb copilul. Asta pentru că mai toate au fost opriri la jumătatea traseului. Adică am făcut gen 300-400 de kilometri maxim pe zi și la 200 de kilometri am oprit. Am plecat cu plinul și am încărcat la destinație. Deci doar la mijloc a trebuit să opresc special să încarc. Chiar și dacă faci un tur al Europei, de obicei cam asta e media zilnică, în jur de 300-400, hai 500 de kilometri, cei mai mult începe să devină obositor. În Grecia am fost de 2 ori, da, știu, foarte puțin, odată cu mașina, care era mai aproape de graniță, dar la Atena am luat avionul. Pentru că asta mi se pare lucrul cel mai fain la argumentul celor 1200 de kilometri făcuți cu un diesel fără să te oprești. Dacă plec din România, în orice sens aș lua, 1200 de kilometri îi fac în vreo 14-15-16 ore. Până la Atena sunt 1180 de kilometri din București, Google Maps îmi spune 14 ore, fără vamă, fără să te oprești, fără să alimentezi. Timpul e prețios, nu facem lucruri din asta. Păi, dacă timpul e prețios, la un asemenea drum, mai luat avionul. O oră și 40 de minute zborul, hai încă 2 ore prin aeroport, deci 3 ore jumătate. Îți mai rămâne încă o groază de timp din ziua respectivă să vizitezi. Cu mașina însă, ai ars 2 zile complete pentru dus și pentru întors. Deci cum era aia cu, eu n-am timp să opresc 30 de minute să încarc mașina electrică, dar vreau să pierd 16 ore pe drum cu mașina termică. Sună mai degrabă, strugurii sunt acri sau altfel spus, mașina electrică e prea scumpă pentru mine și atunci inventez argumente de tipul omul de paie. Pe scurt, orice drum de concediu care sare peste 600-700 de kilometri pe zi, dacă timpul e așa de important pentru tine, avionul e the way to go. Dacă nu, înseamnă că poate nu e așa de important timpul de fapt. Și atunci, care ar fi problema să oprești un pic să încarci mașina? Acum, nu contest faptul că există oameni care prin natura jobului sau a nevoilor lor, poate chiar nu au de ales decât să meargă sute sau mii de kilometri pe zi cu mașina. Sigur sunt asemenea oameni și în locul lor poate nici eu n-aș alege azi o mașină electrică. Chiar dacă, așa cum am văzut la Bjorn pe canal, deja la 1000 de kilometri tot mai multe electrice încep să fie mai lente, cu tot opriri de încărcare, față de o fosilă cu doar jumătate de oră, o oră, ceea ce nu mai e așa de mult. E adevărat, mașinile astea costă. Prima problemă din clipul de azi. Se va rezolva în timp. Dar oamenii care au nevoie să meargă des mai mult de 1000 de kilometri pe zi cu mașina sunt foarte puțini. Ce vreau să spun este că lumea încă nu-și analizează foarte bine stilul de condus și nu-și dă seama cât de puțin importantă este autonomia. Atenție, peste un anumit prag. Deja când începi să poți merge cu un plin în jur de 300 de kilometri pe autostradă, deci cu o mică pauză de 20 de minute să mai poți adăuga încă 300,
poți să faci 600 de km într-o zi. Pentru majoritatea populației începe să nu mai conteze așa de mult, de fapt, autonomia de la pragul ăsta în sus. De fapt, corect ar fi să spun că nu pentru majoritatea populației, ci pentru stilul lor de a conduce nu mai contează. Că majoritatea populației încă nu conștientizează lucrul ăsta. Dar, din nou, eu zic că pe măsură ce se vor populariza aspectele acestea, pe măsură ce tot mai multă lume va ajunge să folosească mașini electrice, în câțiva ani, 4-5 aș spune eu, oamenii își vor da seama că autonomia de 1200 km chiar nu e necesară. Și pe bune că nu e, pentru că o mașină electrică, asta înseamnă baterie mai mare, mai scumpă, mai grea, uzură mai mare, consum mai mare și ca să ai nevoie de ea de două ori pe an. N-are sens. Soluția mult mai bună e o baterie care să atingă acel prag relativ de confort, gen să poți face 300-400 km într-un plin, și pe urmă să ai o rețea de încărcare dezvoltată, unde în 10-20 de minute să mai poți adăuga încă 300-400 de km de autonomie în mașină. Acum, nu sunt ipocrit. Mi-ar plăcea autonomie mai mare? E ca și cum ai întrebat dacă vreau mai mulți bani. Sigur că da, ar fi mișto să ai autonomie infinită, practic, cu un reactor nuclear, de exemplu. Dar nu trăim într-un bazm, trăim în realitate și aici autonomia aia în plus vine cu niște costuri suplimentare. Sigur că ar fi mișto o mașină cu autonomie reală de vreo 500 de km. Mai mult, sincer, nici nu aș vedea sensul pentru mine. Dar aș da bani în plus? Personal, nu mi s-a părut că merită, de exemplu, să dau 9.000 de euro în plus pentru un long range, pentru o autonomie de 600 de km, teoretic, în loc de 500. Da, deci o autonomie mai mare cu 20% mai mult. Așa că n-am dat bani. Dacă diferența de bani era mai mică, poate îi dădeam. Cât de mică, fiecare apreciază după propriile gusturi și range anxiety și dorința de a nu depinde așa de mult de a treia problemă. Și asta am ajuns la a treia problemă, rețeaua de încărcare. Tot din experiență vă spun că autonomia la Zoe nu era strălucită, dar era ok, mă descurcam cu ea. Știam cât am, știam cât pot să merg, cum să merg, cât să trag de ea și așa mai departe. Era ceva asupra ceea ce aveam control. Deci autonomia nu m-a stresat niciodată și am mers cu ea până mi-a arătat 0% de câteva ori. Singurele momente frustrante au fost de fapt legate de încărcare. Ce ai nevoie e să știi că poți ajunge la un loc de încărcare pe care ți l-ai propus și când ajungi acolo, o stație e liberă și merge bine. În 26.000 de kilometri mi s-a întâmplat doar de două ori să încerc să încarc și să nu meargă și să fie destul de frustrant. Nu e mult de două ori în 26.000 de kilometri, dar pentru unii pot să înțeleg ce poate să fie destul de neplăcut. Astfel spus, în 99% din cazuri n-au fost probleme, iar în 1% da. E frustrant că asupra fiabilității stației nu ai tu control. Ai control totuși asupra reacției tale, deci teoretic ai putea să te controlezi, să nu te frustrezi, nu? E, simplu de zis, mai greu de făcut. Deci, momentan, problema reală este fiabilitatea și disponibilitatea stațiilor. Să știi că ajungi acolo și ai unde să încarci. Asta e problema imediată. De preț te poți ocupa, câștigi mai mulți bani. Autonomia o rezolvi când cumperi mașina sau din modul în care mergi. Stațiile nu prea le poți controla, din păcate. Am văzut adus de multe ori argumentul că dintr-o dată toate mașinile ar fi electrice și atunci ar pica sistemul electric național. Am făcut un filmuleț pe tema asta, unde am explicat mai clar situația, o să pun un link în descriere. Pe scurt, cel mai probabil nu va pica sistemul național. În Norvegia, de exemplu, deja sunt multe stații electrice, nu pică nimic. Și motivul principal pentru care nu va pica sistemul național este că vom avea o creștere a consumului de curent întinsă pe o perioadă foarte lungă de timp. Repun graficul de la începutul clipului. Nici în 30 de ani probabil nu vor fi toate mașinile electrice. Timp mai mult decât suficient pentru dimensionarea corespunzătoare a sistemului de producție și distribuție de curent electric. Teoretic. Practic rămâne de văzut dacă următorii 30 de ani vor fi în materie de dezvoltare a sistemului de energie electrică precum cei 30 de ani din 1950 până în 1980 sau mai triștii ultimii 30 de ani din 90 până în 2020. Dar asta o să fie într-adevăr cea mai complexă problemă de rezolvat. E adevărat că rezolvarea poate să dureze 30 de ani, nu trebuie să fie o minune peste noapte, dar este o problemă mare de tot care necesită o viziune de 30 de ani pentru a o înțelege și a o rezolva. Și din păcate e o problemă atât de mare încât necesită intervenția statului român, care trebuie, de exemplu, să ajute la extinderea capacității de producție, dar și la extinderea capacității de transport. Pentru că, pe urmă, distribuția finală, stațiile,
pot fi rezolvate mai bine de către privați. Însă statul trebuie să asigure infrastructura până la locul unde privații vor să deschidă stațiile respective. Pentru că până acum, din păcate, mai toate stațiile de încărcare au fost deschise după un singur criteriu. Unde avem un surplus de putere disponibilă și putem pune o stație ușor. Când criteriul mai util ar fi următorul: unde au nevoie posesorii de mașini electrice să încarce? Dacă s-ar pune întrebarea asta, atunci am vedea mai multe încărcătoare rapide pe autostrăzi sau pe drumuri europene. Unde ai venit, ai stat 20 de minute și ai plecat. Și chiar dacă așteaptă cineva după tine, nu te așteaptă mult, pentru că tu în 20 de minute deja ai plecat. Dacă ai pus însă un încărcător rapid în oraș, că acolo aveai tu putere disponibilă și tu ai venit în tranzit să încarci, dar în fața ta e un spring care zace 2 ore să încarce cu 10% din cât poate stația aia, e doar frustrant, dar e și o folosire foarte ineficientă a unor resurse existente, o risipă. Pune încărcătorul pe autostradă și nu o să mai găsești oameni care își uită mașinile cu orele acolo. Dar pentru asta e nevoie ca statul să se asigure că un branșament pentru stația respectivă nu costă cât o mini centrală nucleară. Statul ar trebui să-și mute resursele progresiv dinspre subvențiile pentru mașinile electrice și stațiile de încărcare spre asigurarea de infrastructură mare necesare primelor de care am menționat. Să asigure producție și distribuție de curent. Centrala de la Cernavodă cu doar 2 reactoare asigură cam 20% din necesarul național. Mai fă încă 3 plus încă o centrală de 5 reactoare și aproape ți-ai dublat capacitatea de producție. Simplu de spus, greu de făcut. Dacă nici măcar politicienii din Germania și Franța, la crem de la crem, nu se înțeleg pe tema nucleară, nu cred că putem avea pretenții mai mari de la politicienii noștri. Dar eu sunt optimist și problema asta se poate rezolva în timp. Mai ales că timpul este de partea noastră. 30 de ani ar trebui să fie mai mult decât suficient. Mai greu, șchiopătând, cu transformatoare picate local, curent picat local din când în când, lucrurile vor evolua. Mai greu, cum a tot evoluat România în ultimii 30 de ani, dar vom evolua. În 30 de ani cine știe ce se poate întâmpla, poate vom avea chiar și reactoare pe bază de fuziune nucleară. Că doar de 30 de ani le avem în următorii 5 ani, ce mai sunt alți 30 de ani? Așadar, prețul, autonomia și rețeaua de încărcare, prețul cred că în 50 ani nu o să mai fie o problemă așa de mare. Deja cred că din momentul acesta, pentru foarte multe persoane, total cost of ownership este mai mic la o electrică decât la o mașină clasică. Autonomia la fel, pentru mine deja e suficientă în 50 ani, cred că va fi suficientă pentru nevoile a 90% din oameni. Iar pentru mine va fi mai mult decât suficientă. Iar rețeaua de încărcare, eu cred că va fi o problemă constantă însă în următorii 30 de ani, care va oscila în tot acest timp pe diverse grade de intensitate. Unor va fi o problemă mai mică, alteori mai mare. Și invers. Un lucru e clar însă pentru mine. Punând în balanță și punctele forte și cele slabe, am ajuns la concluzia că pot să trec cu vederea peste cele slabe, pentru că deja punctele forte sunt mai importante pentru mine. Cum trage mașina, silențiozitatea, confortul, costul redus de exploatare și, sper eu, și fiabilitatea. Acum fiecare decide pentru el ce preț își permite, de ce autonomie are nevoie, cât de independent energetic poate fi, cât de mare crede că e riscul să rămână în pana prostului și așa mai departe. Dar ca să decizi, trebuie în primul rând să fii informat și de asta fac eu clipurile acestea de pe canal. Și pentru cei care întreabă, asta nu e mașina mea, a mea urmează să vină luna viitoare. Bun, dar dacă aveți alte întrebări, ca de obicei vă aștept în comentarii, dacă nu, până data viitoare, salut!